După ce am testat cele două modele de top ale producătorului AMD, RX 7900 XTX, respectiv 7900 XT, mai toată lumea ne întreba, dom'le, când urmează să apară modelele gamei de mijloc? Zvonuri au tot început ele să apară pe vastul internet vis-a-vis de o potențială dată de lansare. Se specula că ar urma să apară undeva în apropierea lunii iunie. Din nefericire, pentru cei ce așteptau un model gamei de mijloc, producătorul AMD a lansat în luna mai a acestui an mezina familiei, RX 7600. Un model ce nu a fost extrem de bine primit de către cei ce l-au testat, motivele fiind multiple, dar nu o să le dezbatem acum. Împreună am sperat la data respectivă că modelele ce urmau să se lanseze în toamnă să fie competitive și să aibă un preț pe măsura buzunarului, nu să-l dărâme. Ei bine, modelele mult așteptate, RX 7800 XT și RX 7700 XT, în sfârșit și-au făcut apariția și, Doamne, ce discuții aprinse au început în cele două tabere ce există de când cu lupii albi. În sfârșit, reușim și noi să venim în ajutorul vostru cu un clip dedicat celor două modele menționate un pic mai devreme, parte integrantă a AMD Radeon. Cam târziu o să zică mulți dintre voi, dar eu o să zic ca de fiecare dată, mai bine mai târziu decât niciodată. Bine, am intrat în posesia lor târziu, din cauza unor probleme legate de transport, dar zic să ne bucurăm că avem ocazia să le testăm și să le comparăm și cu două modele din tabăra verde. Din nefericire sau din fericire? Nu știu cum să zic. Avem două modele ce nu sunt de referință. Singurul model de referință ce a poposit pe testbench-ul nostru și în charturile pe care le vom prezenta un picuț mai târziu este RX 7900 XTX. Dar până atunci, adică până la charturi, haideți să ne apucăm de treabă. RX 7800 XT și RX 7700 XT au la bază aceeași arhitectură RDNA 3 ca și celelalte 3 modele lansate. Păi stai așa, mă, stai, care 3 modele lansate? Că ai zis de ăsta de referință și 7600. Păi da, dar ați uitat de 7900 XT. Ambele modele, 7800 XT și 7700 XT, folosesc noul nucleu Navi 32. Navi 32 XL pe modelul 7800 XT și Navi 32 XT pe modelul 7700 XT, ce are la bază aceeași tehnologie tip chiplet. Scotocind un pic prin Reviewers Guide, am aflat că RX 7800 XT folosește tot nucleul Navi 32 plus 4 MCD, Memory Cache Dice, în timp ce minunatul alb, în cazul nostru, adică RX 7700 XT, are dezactivate 6 CU Compute Units și un MCD. Într-o oarecare măsură este normal. Nu toate modelele s-au născut egale. Dacă ar fi egale, nu ar mai fi diferență de performanță între ele. De fapt și de drept, dacă stau bine și mă gândesc, singurele detalii ce sunt egale între aceste două modele, proaspăt lansate de altfel, au legătură cu procesul de fabricație. Un combo între procesul de fabricație pe 6 nano și procesul de fabricație pe 5 nano. Ca să nu facem un clip, eu știu, extrem de lung, în care să spunem, ia uite, ăsta e așa, ăsta la alt e mai minus așa, cred că cel mai corect este să așezăm toate specificațiile celor două modele într-un tabel, asta să vă fie și vouă mai ușor să puteți urmări diferențele. Pentru cei mai puțin inițiați și pentru cei ce m-au asaltat cu un combo de întrebări, oare pe partea de ray tracing aceste două modele se vor descurca mai bine? Oare s-au adus îmbunătățiri? Ținând cont că aceste două modele sunt parte integrantă a aceleiași serii, adică RX 7000, nu pot veni cu o îmbunătățire de performanță în acest sens. Este logic. 1. Se folosește aceeași arhitectură. 2. Se folosesc aceleași generații de AI Tensor Cores, respectiv
Ray Tracing Course. Așadar și prin urmare, nu există o îmbunătățire a performanțelor în ceea ce privește Ray Tracing-ul în jocuri. Sorry, dar e logic. Haide, Mădăline, spune-ne despre FSR 3.0. Nu cred că este momentul să vorbim despre ceea ce urmează să vedem din punct de vedere al scalării. Nu este încă lansat, dar promit că în momentul în care pachetul de drivere pus la dispoziție de către AMD va fi făcut public, o să revenim cu un clip în care vom face comparație între cele două tehnologii de scalare, dacă e bine spus așa, sau mai degrabă două versiuni, FSR 2.0 versus FSR 3.0, trebuie să mai avem puțin tică răbdare. Conform celor spuse de către AMD, posibil să-l vedem la sfârșitul acestei luni. Din punct de vedere al designului și pe partea de conectivitate al celor două modele pe care le avem puse la dispoziție, e foarte simplu. Ăsta o să-l punem așa pentru că ăsta e de referință. Cu minunatul Nitro Plus n-am mai întâlnit. Dacă nu vă aduceți aminte, vă aduc eu aminte, este vorba despre 7900 XTX Nitro Plus. În principiu este același design, țapăn, extrem de robust, un sistem de răcire, 3 ventilatoare în spate, două radiatoare, unul pe partea din spate a plăcii de bază, unul pe partea din față, ce acoperă procesorul grafic, memoriile și așa mai departe. Pe spate un backplate metalic, alimentarea se face prin intermediul a două mufe a câte 8 pini și cam atât pe partea de design. Partea de sus de aici este cu iluminare RGB ce poate fi controlată prin intermediul softului pe care îl descărcați de pe site-ul Sapphire. Pe partea de conectivitate avem două HDMI 2.1, atenție, și două DisplayPort cu suport 2.1. Foarte interesant, foarte interesant. 7700 XT-ul este un model pe care în momentul în care eu l-am scos din cutie am rămas zic wow, ăsta este noul pretendent pentru sistemele full alb, complet alb. Arată foarte bine, nu am nimic să reproșez, la fel 3 ventilatoare, 2 radiatoare interconectate prin 4 heat pipe-uri. La fel, unul din radiatoare este pe partea din spate a PCB, practic el acoperă 75% din partea din spate a PCB-ului. Celălalt radiator acoperă procesorul și memoriile, alimentare la fel prin două mufe a câte 8 pini, iar pe partea de conectivitate, de la fel, două HDMI 2.1 și două DisplayPort cu suport 2.1. Eu personal nu-mi doresc să vă țin foarte mult pe jar, așadar și prin urmare o să trecem la testare. Iată că am făcut și rimă, ce bine mă simt, măi frate. Pă bune, asta din a doua n-a fost nimic. Și ce testare a mai fost? Pe lângă RX 7800 XT și RX 7700 XT, am ales să retestez 7900 XTX. Iar pentru termen de comparație am ales două modele a producătorului Nvidia, și anume RTX 4070 Ti, respectiv RTX 4070. Non-Ti, să înțeleagă toată lumea. Dar de ce ai mai testat-o pe asta? Foarte multe lume m-a întrebat de ce ai mai testat-o pe asta, pentru că aveai deja rezultate. Pentru că au venit foarte multe patch-uri la jocurile în care le-am testat și doi driverele, ce au schimbat modul în care se comportă chipul grafic, memoriile și așa mai departe, pe ansamblu modul în care se comportă placa video. Toate cele 5 modele au fost testate pe platforma noastră de teste, ce conține o placă de bază X670 Gaming XAX, produsă de către Gigabyte, un procesor AMD Ryzen 7 7800 X3D, sistem de răcire de tip I/O NZXT Kraken 1063, 32 de GB RAM DDR5 la 6000 MHz, produs de către Kingston, două unități de stocare tip SSD cu suport NVMe și o sursă de 850W din seria Focus a producătorului Seasonic. Testele sintetice mi-au arătat fără niciun fel de discuție că modelul RX 7800 XT se poate lua la trântă cu RTX 4070, clar. Dar în momentul în care am ajuns la Portal, test ce are incluse și elemente tip Ray Tracing, mi-a confirmat ceea ce spuneam în clipul dedicat lui 7900 XTX. Următoarea generație de plăci grafice de la AMD
s-ar putea să fie aproape de performanța pe care o oferă plăcere grafice de la Nvidia cu Ray Tracing activ. 7700 XT m-a surprins și el, fără niciun fel de discuție, în toate testele sintetice, fiind pe alocuri o placă extrem de performantă, un model extrem de performant. La capitolul jocuri, subiect ce ne interesează cel mai mult, din nou, RX 7800 XT creează probleme modelului RTX 4070 non-TI. Nu am folosit niciun fel de scalare în toate jocurile pe care le-am testat pentru a vedea, de fapt și de drept, care este diferența pe parte de rasterizare, forță brută a celor două modele. Și da, au fost și câteva titluri ce m-au făcut să testez extra toate modelele, diferențele fiind pe alocuri dubioase. Se pare că mi-am făcut griji de pomană și totul a fost cât se poate de normal, iar rezultatele sunt corecte. Apropo, nu am făcut niciun fel de setări prin Windows sau prin panoul de control al driverilor. Am lăsat default absolut tot, vrând să am un scenariu al unui utilizator ce a scos placa din cutie și a montat-o în sistemul său. Pe de altă parte, RX 7700 XT și el surprinde foarte, foarte mult, atât în Full HD cât și în 2K. Îl văd mai degrabă ca un model pe care ți-l aduci în sistem pentru a face un upgrade de la Full HD la 2K, fără niciun fel de discuție. La capitolul temperaturi, inițial am vrut să las chartul de temperaturi numai cu hotspot, numai că mi-am dat seama că nu este cea mai bună opțiune. Așadar și prin urmare am adăugat și temperatura plăcii în sine. Acestea vind două valori ce pe mine personal mă interesează foarte, foarte mult. Mai mult decât atât, le-am lăsat să ruleze aproximativ 30 de minute, nu 50 minute, că după 50 minute nu-ți dai seama de temperaturi și dacă există spike-uri pe partea de temperatură sau alte nebunii de genul ăsta. Ca și concluzii, simplu și la obiect. Performanță foarte, foarte bună și prețuri cât se poate de corecte ale celor două modele. Chiar da, aștept cu nerăbdare, mai ales că avem rezultate la zi ale celor trei modele, să fac comparație cu noua versiune de scalare FSR 3.0. N-am zis mai nimic despre RX 7700 XT decât am adus aminte pe aici pe acolo de performanța lui. Este o placă video pe care eu o recomand, este peste 6700 XT ca și performanțe. Într-adevăr, consumul celor două modele este un pic cam mare, e un pic cam mare, dar asta o știm de foarte mult timp. AMD încă nu au reglat partea asta de consum, așa cum a reușit să o facă Nvidia la seria 4000. Dacă vreți 7800 XT, mi se pare că și el este disponibil în varianta pure, adică albă. Și ăsta s-ar putea să fie un noul model ce va fi ales de foarte, foarte mulți utilizatori ce au un buget mai scăzut, adică ar vrea să-și ia un 4070 Ti, spre exemplu, dar bugetul e prea mare și atunci s-au duce spre ăsta. Eu chiar vă recomand din tot sufletul 7800 XT. Chiar da. Acesta a fost episodul dedicat celor două modele, RX 7800 XT și RX 7700 XT, modele ce au fost lansate în urmă cu o săptămână. Ne cerem scuze că am venit așa de târziu cu acest review, dar știu că foarte mulți din comunitate așteptau și review-ul nostru, așadar și prin urmare sperăm că a fost un review complet. Cele două modele sunt disponibile și în site-ul nostru, iar link-urile le puteți găsi în descrierea acestui clip. Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut și cealaltă iconiță, butonaș, îl puteți apăsa, dar de iepurașul nostru nu mai primește morcovi, aia e. Iar dacă nu sunteți abonați pe canalul nostru, dar vă place conținutul pe care îl oferim și vreți să faceți parte din această minunată comunitate a pasionaților de gaming și de hardware IT, butonul subscribe vă mulțumește împreună cu noi. Să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar de liniștit. Ciao, guys!